Sindicatele le-au cerut atât cadrelor didactice cât și părinților să nu mai scoată bani din portofel ca să susțină ceea ce teoretic este un sistem gratuit pe care statul îl finanțează din taxele și impozitele plătite de noi. Consecința este că nu vor fi bani pentru săptămâna școală altfel, care anul acesta se desfășoară între 7 și 11 aprilie. Liderii de sindicat susțin că nu este normal ca într-un sistem care ar trebui să fie gratuit, părinții să fie nevoiți să plătească activitățile extrașcolare cum sunt cele din perioada programului școală altfel, iar profesorii să fie casieri. Săptămâna altfel, o săptămână în care activitățile extrașcolare trebuie să-și spună cuvântul și educația făcută altfel, nu este bugetată și în acest moment se caută fonduri pentru bugetare. În acea săptămână pe care a stabilit-o un fost ministru al educației, se desfășoară alte activități decât cea didactică de predare. Păi acele activități, vizite la muzee, excursii, faptul că se merge la un spectacol de teatru și nu numai, implică niște costuri. Cine strânge banii? Niciun cadru didactic nu este plătit să fie casier. Niciun cadru didactic nu trebuie să fie expus. Noi am spus foarte clar, refuzăm să mai strângem bani. Nu este obligația noastră. Nu pentru asta m-am pregătit eu. În momentul în care ministerul vine și îmi cere o anumită activitate, să ne asigure și sursa de finanțare. Problema finanțării, pentru care ministerul a avut la dispoziție 3 ani ca să o repare, este reclamată și de Inspectoratul Școlar Județean. Într-adevăr, suntem în dificultate cum anume vom desfășura activitățile educative din săptămâna, să știm mai multe, să fii mai bun sau școala altfel, așa cum a intrat deja, e cunoscut în spațiu public, pentru că se pune problema acolo să ai excursii, da, să faci excursii tematice, să depășești cadrul acesta al educației formale. Acest lucru presupune o finanțare și este dificil de realizat cum să practic să faci o excursie dacă părinții, de exemplu, nu finanțează această excursie. Așa încât există două variante de rezolvare. Fie programul de anul acesta nu se va mai organiza, fie părinții vor fi nevoiți din nou să finanțeze activități pe care statul nu le acoperă. Dar asta înseamnă că într-un învățământ unde toți copiii sunt egali, unii elevi se vor distra în cursul acelei săptămâni în excursii pentru că părinții lor își permit, iar alții vor sta în clase fiindcă părinții lor sunt prea săraci pentru a-și permite o vizită la muzeu.